Petroliștii au avut parte și de o zi diversificată în cantonamentul de la Terme Catez. Jucătorii care au început titulari și au stat mai multe minute pe teren în primul test al stagiului au efectuat un antrenament ceva mai lejer de refacere, în vreme ce coechipierii lor s-au pregătit la parametrii normali. Antrenorul de portari Vasile Șleam, ajutat de kinetoterapeutul Iordache, a efectuat diferite exerciții cu mingi mici și mari, care i-au solicitat foarte mult pe Bolboașei, Zvoranu și Petrișor. Olaru, Cruceru, Antoche și alți colegi au tras de fiare atât pe teren cât și în sala de forță. Principalul, Leo Grozavu, le-a testat tehnica și îndemânarea fotbaliștilor în cadrul unui exercițiu pe o suprafață redusă. 3 contra 3 și cu portari la ambele porți. Asta e, nu-l lăsa, deprinde-te de el! Deprinde-te de el! Bagă mici! Duble de marcări! După o analiză video a eșecului cu Tuzla, petroliștii au intrat într-un program de recuperare efectuat în piscina hotelului la care sunt cazați. Preparatorul fizic, Chiribici, a fost în rolul profesorului de înot și le-a comandat jucătorilor mai multe serii de bazine. Lupii s-au simțit ca pești în apă, bucurându-se și de momentele de bălăceală. Astăzi, băieții lui Leo Grozavu au parcurs din nou 2 antrenamente, iar sâmbătă seara îi așteaptă cel de-al 2-lea test programat în compania slovenilor de la NK Cârșco. Clubul este fondat în 1922, dar fără să înregistreze performanțe notabile de-a lungul istoriei. A terminat campionatul trecut pe locul 7 din 10 participante. A fost dorința gazdelor ca meciul să se joace în nocturnă, în condițiile în care slovenii vor lua startul în campionat peste fix o săptămână, așa încât întâlnirea cu Petrolul reprezintă pentru trupa pregătită de către Alen Sculaci ultima repetiție înainte de debutul în noul sezon.